Salutare! Calculați acest exercițiu. 3 pe 5, 3 supra 1 plus 5 pe 2 plus 7 pe 3 plus 9 pe 4 plus puncte puncte 61 pe 30 minus această sumă de fracții să vedem cu cine este egal. Puneți stop la filmuleț, notează-ți în caiet, încearcă să rezolvi tu și apoi vom vedea împreună o modalitate de rezolvare. Atenție la matematică! Există mai multe moduri de a rezolva o problemă, de a ajunge la rezultatul corect. Uh, atenție la lucrul acesta. Spor. Ești gata? Păi să vedem. Ce aș face eu? Mi-aș desface pur și simplu această paranteză. Minusul în fața unei paranteze schimbă toate semnele numerelor din interiorul parantezei și avem 3 supra 1 plus. 5 supra 2 plus 7 supra 3, prima parte o las nemodificată. Plus puncte, puncte 61 pe 30. Și spuneam că minusul în fața unei paranteze va schimba toate semnele. Deci minus 1, minus 1 pe 2, minus 1 pe 3. Minus 1 pe 4, minus puncte, puncte, minus 1 supra 30. Ce facem mai departe? Păi este foarte, foarte ușor. Ne uităm la fracțiile care au același numitor. În cazul ăsta, 3 supra 1 cu minus 1. 5 pe 2 cu minus 1 pe 2 și tot așa. 7 pe 3 cu minus 1 pe 3. Ce observăm? Păi, 3 minus 1, 3 minus 1 o să facă 2 plus. 5 pe 2 minus 1 pe 2 este 4 pe 2, adică 2 plus. 7 pe 3 minus 1 pe 3 este 6 supra 3. 6 se împarte la 3, îmi dă iarăși 2 plus, puncte, puncte. 61 pe 30 minus 1 pe 30 este 60 pe 30, se împarte, se simplifică prin 30 și ne rămâne iarăși 2. Deci, practic, acest calcul se reduce la 2 plus 2 plus 2 de nu știm câte ori. Trebuie să vedem de câte ori apare aici această adunare. Păi e foarte simplu. Apare de tot atâtea ori câte numere avem de la că ele sunt notate, dacă observăm aici, 1, 2, 3, 4, dar sunt în ordine crescătoare numitorii. Deci, practic, avem de la 1 la 30, 30 de numere. Deci 2 plus 2 plus 2 va fi de 30 de ori. 2 înmulțit cu 30, deci răspunsul final este 60. Simplu, nu-i așa? O zi superbă să ai!